Bun găsit, dragi prieteni, la 5 minute de sport altfel. Așa cum am deprins din cărțile de geografie de clasa a 6-a, Republica Democrată Congo este o țară din buricul din centrul Africii, a doua ca mărime de pe continentul, că nu mai putem să spunem negru, de pe continentul african, ea având undeva la o suprafață mai mare de vreo 10 ori decât cea a României, undeva la 2.300.000 de kilometri. Dacă noi avem 235.000, asta însemnează cam undeva pe locul 11 în lume. Populația sa, populația Republicii Democrate Congo, atinge undeva în acest moment la 60 de milioane de suflete, de locuitori, și este estimat ca în următorii 10 ani să ajungă la 89 de milioane, deci 90 de milioane de oameni. Din cele mai vechi timpuri, oamenii de acolo au viețuit în bună pace și prietenie până au început cele două războaie, nu este de glumă, cel de-al doilea război din Congo, pornit undeva cu vreo 20 de anișori, este una dintre cele mai mari catastrofe ale omenirii după cel de-al doilea război mondial. De acolo șad în Congo, denumit undeva din 1970 toamna Zair, provine prietenul lui Nicolae Ceaușescu, pe care îl vedeam de fiecare dată la televizor. Avea dumnealui, era îmbrăcat numai în leopard, în ghepard, în ce era îmbrăcat, cu basca aia de ghepard. Pe numele dumnealui, bineînțeles, toată lumea îl cunoaște, Mobutu Sese Seko Nkukunabendu Wazabanga. Dacă nici pe Mobutu Sese Seko Nkukunabendu Wazabanga nu-l mai cunoaștem, adică cocoșul care se trezește noaptea și calcă toate găinile, atunci nu mai are rost să mai vorbim. Vă privesc în ochi. Reține Mobutu Sese Seko Nkukunabendu Wazabanga. Foarte simplu și foarte ușor. Venea să pupa tot timpul cu Ceaușescu. Băi, prișine, ai luat o razna, mă, stai la... Nu, lăsați-mă, vă rog frumos, să termin. Ei bine, băiatul acesta, ca în toate țările, dictator imens, a trebuit să plece prin 1997, avea în conturile din Elveția 4 miliarde de dolari, fix atât, 4 miliarde de dolari era și datoria țărișoarei. A nu se confunda cu Congo-Brazzaville, bineînțeles, toată lumea știe, aici vorbim despre Republica Democrată Congo, Zair, cu capitala la Kinshasa, pe partea cealaltă este Congo-Congo, Republica Congo, cu capitala la Brazzaville. Ne-am lămurit până aici. E, după ce pleacă de la putere, este izgonit, drag, prietenul, Mobutu Sese Seko Nkukunabendu Wazabanga, începe să se dezvolte și acolo disciplina numită handball. Și de-abia, practic, de-acu încolo, începe. M-am aprins un pic la 5 minute de sport altfel, care probabil că se vor împinge mai încolo și adică nu vor fi chiar 5 minute, aș vrea să vorbim despre cel mai mare handbalist pe care l-au cei din Republica Democrată Congo, da, știu, este cel mai mare la propriu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să intrăm puțin în povestea vieții lui Gotye Mvumbi. Mvumbi. Băiatul, l-ați văzut, l-ați remarcat, hai să nu ne mai luăm de ăștia plinuți, hai să nu ne mai luăm de cei care ne-a plăcut papanașul cu gem de afine, da? Are undeva, posedă site-urile Mint, site-urile e mincinoase, chiar site-ul oficial, așa, l-am găsit că are undeva la 110 kg, hai să fim serioși, băiatul posedă o greutate de 137 de kg, corect, corect, e și un picuț mai înăltuț, așa, la 192 de centimetri. Profesiunea dumnealui, postul pe care evoluează, este cel de pivot. Exact, este băiatul acela cu boiler, care joacă tot timpul cu un boiler. El are un tricou făcut. Rugăminte, nu mai râdeți de cei, că nu am mâncat mâncarea nimănui. Am vorbit cu Cătălin Botezatu și ne-a spus, stai fără nicio liniște, Cătălinușe, că anul acesta rucsacul se poartă pe față, nu se mai poartă pe spate. Deci ăștia care purtați rucsacul pe spate, sunteți vechi, da? Second hand. Rucsacul se poartă pe față. Și s-a organizat copilul născut undeva prin Franța, un copil bine crescut, pe șaurmă cred că a fost, sau pe mici, că nu veni să-mi spuneți dumneavoastră, chiar că acum chiar mă și supăr, ca o paranteză, n-are legătură cu sportul, dar m-am aprins și sunt extrem de nervos, ați văzut că s-a dat la un restaurant vegan o stea Michelin. Unde s-a ajuns, oameni buni? Să dai la aia care mănâncă ștevie și cu aia o stea Michelin. Da? Am încheiat că m-am și aprins. Cum să dai stea Michelin la unii care nu dau drumul la aragaz? Dar e treaba dumnealor. Și spuneam că în Franța e cam greu să te îngrași pentru că ei mănâncă numai friptură peste care toarnă de asta de zmeură, gem. N-ai cum. Deci băiatul probabil poșa urmă, nu-i treaba noastră. El s-a născut acolo și în Franța, dar evoluează pentru Naționala Republicii Democrate Congo de handball. El așa joacă undeva până liga a patra, nici nu știu, la o echipă o notasem pe undeva pe foaie, dră, nu știu cum îi zice ceva, dreux, așa, liga a patra. Și a fost convocat la echipă. Și el a apărut
unii dintre dumneavoastră răutăcioși s-au dus să umble la acordul fiind de la televizor, că azi că poate s-a întâmplat ceva. Nu, așa era băiatul. Când cânta aia imnul și erau tot așa, a apărut și un băiat cu o protuberanță, cum spunem noi, ăștia care, cărora ne place să mâncăm mai mult, el avea o burtă cu streașină. Adică când ploua, nu se uda niciodată pe genunchi. Dar nu asta este problema. Unde vreau să ajung? Că facem bășcălie, dar el era un tip minunat. Bine, noi nu prea ne permite să facem bășcălie. Știu că am văzut că ne mai scrie și în comentarii, opri ce ne pune mâna și mănâncă mai puțin, nu slăbește. Bun. Și a apărut băiatul, Naționala de handbal a Republicii Democrate Congo. Mucles, cum a spus atunci jucătorul de la Urziceni, țineți minte, Mucles, că noi nu ne-am calificat acolo și Republica Democrată Congo era acolo. Și a picat într-o grupă cu Argentina, din patria tangoului, cu Danemarca, dăierea campioană mondială, știți titlul ăla celebru, Danemarca ăștia de nemdoaie, și cu niște băieți, cu Bahrainul, măi, cu Bahrainul. Și a apărut copilul cu Argentina, 5 șutetizatoare la poartă, 4 goluri. Nu, ce e cu ăsta? Un tank petrolier așa era, nu a intrat nimeni la el la 139 de kilograme, deci este a 6-a parte dintr-o tonă. N-ai cum să te bagi la el pe semicerc. Și da el, bă, și cu hau, cu detentă, cu nu știu ce, de aceea tras de... Bă, cine e ăsta? A venit. Pac, a venit meciul cu Danemarca, campioană mondială, i-a părlit și pe aia, le-a dat și la niște goluri și a cu Bahrainul, când au tras ăia dungă la sfârșit, ăsta grăsuțul, mă rog, să nu ne luăm, repet, plinuț, bine dezvoltat, cum vreți să-i spune, care a avut pasiunea de a mânca și sub pasiunea de carne. Mai bine dezvoltat, marcase 13 goluri în faza aia de început a campionatului, din 14 execuții. Deci a tras de 14 și a marcat de 13 ori. Da? Hai să nu cu bășcălie și cu asta. De senzațională, micuțul. Și micuțul a fost o încercare nereușită. Micuțul Gotie Mvumbi, micuț. Bun. Și acum el l-am văzut la ultimul meci cu Bahrainul, a mâncat bătaie. Au rezistat până la pauză, a fost 14-12 la pauză, au avut 9-7, mi se pare, până la un moment dat, dar au pierdut pe final că ei n-au avut condiție fizică. Și e de n-acum să dă la ei aia cu omul meciului și venise și i-a dat omul lui Gotien Mvumbe, i-a dat omul meciului. Și ținea el aia așa și era un pic amărât așa că ne-am uitat pe poze. Zic, ce o aveam, mă? Și fiți atenți cum gândește omul. A zis, bă, preferam în primul rând, eu sunt bucuros că am ajuns aici. În al doilea rând sunt bucuros că am debutat la Națională. În al treilea rând aș fi vrut să nu câștig, să nu câștig acest premiu. Vedeți cum gândește omul? Să nu câștig acest premiu, dar Naționala să meargă mai departe. Greu dintr-o grupă cu băieții ăștia. Și pentru că băieții din Egipt au zis, mă, nu poți să pleci acasă că ești prea așa, au făcut aia, știți că se joacă Cupa Președintelui cu ultimile echipe, deci cu echipele clasate pe ultimile locuri, Tunisia, Angola și, bineînțeles, Rede Congo. Și am stat într-o tensiune vecină cu moartea, fără niciun fel de ironie, pentru că la meciul cu Angola, cred că, Mvumbe al nostru au bătut de Nicule. 32-31, deci atenție, s-au marcat 63 de goluri. Mvumbe al nostru a mai dat vreo 2 goluri, deci per total era bucuros și a început să danseze. Uite așa făcea băiat, putare. 26 de primăveri. L-au luat toți peste picior la început, dar vezi de treabă? O să primească acum niște oferte și mai auzim despre poveste de viață cu niște frați mai mulți, născut în Franța unde mama se dusese să muncească, s-a întors înapoi în Republica Democrată Congo, unde v-am spus că război foarte mult timp, adică nu e chiar, dar el un tip glumeț și așa mai departe. A, și i-au zis ăștia Baby Shaq de la Shaquille O'Neal, adică Shaquille O'Neal aia, și el l-a înghițit pe Shaquille O'Neal sau Shaquille O'Neal l-a înghițit pe el. Și mă, bășcălie cu tare și a zis, ați văzut pe Instagram, pe rețelele astea de socializare, i-a scris chiar Shaquille, ce faci mă copilul meu, a zis. Și el a zis, frate, ești marele Shaquille, da, mamă, Baby Shaq din momentul ăla. Și, cum vă spuneam, a marcat și contra ăstora de la Angola, 15 goluri mi se pare că a avut în 4 meciuri marcate, unii șmecheri nu marchează atâta, la campionatul mondial de handbal ce se desfășoară în Egipt, Gotie. Și au început după aia urât, foarte urât, bă, să căutăm câte kilograme, dar de ce vă interesează câte kilograme are băiatul, mă, ce asta chiar contează, că el e înăltuț, e bine dezvoltat, are tricou ăla, acum, na, așa la handbal stă mai mulat un pic, să știți că, da, dar nu mai faceți bășcălie de el. Și a venit la sfârșit, a făcut pozilele tot, a zis că eu nu mă așteptam, un băiat modest la locul lui, nu mă așteptam să ajung aici, speră să vină niște oferte, pentru că v-am zis că el joacă în Liga a 4-a acolo așa. 1994, bine, ei cetățenii de acolo așa din Africa nu prea știi niciodată ce etate au, că... dar el zice că e născut undeva în mai 1994, deci posedă o etate undeva de 20, merge pe 27 de primoveri.
Ce învățăminte avem de tras de asta? Să nu ne mai luăm niciodată de ăștia plinuți, că nu e frumos, că fiecare are defectele lui, da? Băiatul, voință senzațională, nu prea s-a băgat nimeni să pe semicerc acolo, să ce să-i blocași, să-i faci copilului, că el când 137 de kilograme, dacă prinde și viteza așa, și am văzut și cum dă cu, stați cu minte că face gaură. Joc de echipă senzațional, a zis că mai bine, păi nu trebuie să fie MVP sau cum se cheamă astea, omul meu, man of the match, of the year, cu tare, el a zis că vrea echipa lui și era extrem, extrem de bucuros că reușise să marcheze. Bă, tași din gură că n-a marcat un gol, ci a marcat vreo 15, mai mult de o duzină, cum ar spune vechii gazetari. Dragi prieteni, fără nici o undă de ironie, am vorbit despre un băiat care pare fratele nostru al celor fierți pe șaormă și pe mitite. Este vorba despre pivotul de 137 de kilograme și 1,92 m al Naționalei de Handbal a Republicii Democrate Congo. Nu uităm niciodată de Mobutu Sese Seko Nkoku cu Nabendua Zabanga. Marele și iscusitul Gotye Mvumbi. Au fost nu 5 minute, ci mai mult. M-am dus, m-am întins, îmi cer mii de scuze că s-a întins ca tricoul lui, așa, că de unde să-i dea mă tricou de la era unul mic și el. Dar sper că o să îl mai revedem. Cu siguranță vom mai auzi de acest băiat. Poate nu la nivelul ăla uriaș, așa, pentru că în Franța nivelul handbalului este imens, PSG-ul are un buget cât vor ei și un avion particular, dar poate ne vom mai întâlni cu el pentru că merită. Gotye Mvumbi a fost la 12 minute de sport altfel. Toate cele bune, au revoir, mes élèves, au revoir, camarade, professeur.